bună seara, în primul rând, și urez un bun venit celor care au fost implicați în această lucrare frumoasă, și anume în a alcătui această carte. Este aici de fața autorul, cel care a adunat atâta lume minunată, a adunat atâția oameni valoroși cu care deja noi începem să fim obișnuiți de foarte multă vreme, datorită tării cuvântului scris pe care îl promovează, dar și cuvântului rostit. Și mai mult decât atât, pentru faptul de a fi oameni apropiați bisericii. Astă seară v-am invitat și am oferit spațiul acesta în cadrul Facultății de Teologie, în această sală, cumva renovată, ceva mai aproape de noi și destul de luminoasă, zicem noi, ca să ne putem vedea bine la față și să ne împărtășim personal unii de ceilalți. V-am invitat așadar, oferind spuneam această sală cu toată bucuria, m-am bucurat sincer în momentul în care mi s-a adresat această cerere de a primi, de a găzdui această frumoasă adunare aici. Și aceasta pentru a lua în dezbatere, pentru a lansa în primul rând acest volum pe care probabil deja l-ați putut pipăi la intrare, măcar atâta dacă nu l-ați cumpărat, dar o să fiți cu pe semne convinși după discuțiile care vor urma să-l și cumpărați, pentru că sunt pagini foarte interesante, păreri foarte pertinente vis-a-vis de chestiune, o chestiune care ne privește și care chiar dacă pare a se fi consumat acum un an de zile, trebuie să vă spun, părerea mea este că nu s-a consumat, ci lucrurile de-abia acum încep. Acum încep să se prăvălească. Cum anume? În ce fel se întâmplă lucrurile acestea? Șocul referendumului. Ce a însemnat referendumul? Ce impact a avut el în societate? Cât de bine a fost organizat? Cât de bine ne-am mobilizat? Sau cât de mult ne-am demobilizat? Cât de mult a contat prezența bisericii în societate, cât de mult s-a luptat pentru a ieși la liman cu acest referendum, pentru că, pe de o parte, biserica, trebuie să spunem, a avut un rol, a jucat un rol măcar în aceea de a strânge cele 3 milioane de semnături necesare modificării legii, legislației în direcția pe care o doream cu toții. Că nu s-a întâmplat să avem peste 30% prezență la vot, e cu totul altă poveste și de aici a reieșit toată această, să zic, tot acest val de opinii foarte bine întemeiate. Avem aici autori, domnul Cristian Curte, care este prezent lângă noi, este autorul acestei cărți, Șocul referendumului. Alături de dânsul s-au aflat și se află în această carte, dând interviu sau deslușind, încercând să despănușeze, să spunem așa, lucrurile, să taie în modul gordian cumva, să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat atunci. Deci, domnului Cristian Curte i-au răspuns autori pe care îi veți găsi consemnați aici pe coperta din spate, personalități ale lumii noastre ortodoxe astăzi, dar în general ale lumii literare, oameni care sunt deja cunoscuți prin producția lor literară, dar și prin aceea, spuneam puțin în urmă, prin aceea că sunt foarte atașați bisericii. Lucru care nu poate să treacă neobservat și pe noi ne bucură. Deși eu întotdeauna evit să fac această distinție noi și voi, sau noi, biserică și ceilalți. Toți suntem membri ai bisericii și avem o lucrare. Veți avea posibilitatea și voi plasa cuvântul, îl voi da domnului Bănescu, Vasile Bănescu, care de asemenea este foarte bine cunoscut, purtător de cuvânt al Patriarhiei, care aminteri realizează niște emisiuni foarte interesante și sunt lucruri care s-au mai discutat în emisiunile de la Trinitas referitoare la această chestiune. Dânsul vă va introduce pe fiecare dintre cei care au putut fi prezenți în paginile acestei cărți. Nu sunt toți, din păcate, aici, pe fiecare ne cheamă diverse îndatoriri și nu au putut veni toți, ne pare rău, dar ne bucurăm totuși de prezența acestora care au putut fi astăzi cu noi și să ne împărtășească câte ceva din ceea ce au gândit, din ceea ce poate constitui o armă și un bun argument pentru cele ce vor să urmeze în perioada imediat următoare. Domnule Vasile Bănescu, stimați invitați, bine ați venit, vă primim aici cu toată căldura și ne bucurăm că ați putut să vă faceți timp.
și să puteți să stați de vorbă cu publicul nostru, oameni care sunt și aceștia atașați bisericii și interesați de problemele cetății ecleziastice. Deci, domnule director Vasile Bănescu, o să vă rog să preluați conducerea acestei ședințe. Eu, din păcate, va trebui să mă și retrag, cumva sunt chemat de anumite îndatoriri, dar mi-a făcut plăcere să fiu aici, voi mai rămâne puțin și vă voi transfera această chestiune de a prezenta pe oaspeți și de a da cuvântul după cum considerați, după cum ați organizat dumneavoastră și gândiți că se poate organiza această seară. Încă o dată mulțumim pentru faptul de a fi venit aici și bine ați venit tuturor!